Se apropie alegerile parlamentare, iar guvernanții au măsuri de siguranță. Pentru scrutinul din 11 decembrie, procesul de votare ar putea fi supravegheat audio-video. Se arată în proiectul hotărârii de guvern privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016. Potrivit proiectului de înregistrare audio-video, se va ocupa operatorul de calculator al biroului electoral al secției de vot. Vor fi înregistrate neîntrerupt procedurile realizate de la încheierea votării și până la părăsirea localului secției de vot de către membrii biroului electoral al secției de votare. În acest fel, organismele electorale pot verifica mai ușor dacă votul este fraudat sau nu. Persoana care va înregistra procedura electorală nu va avea voie să realizeze copii ale acesteia și se va interzice să permită accesul altor persoane la înregistrare. Înregistrările vor ajunge ulterior la serviciul de telecomunicații speciale, care le va păstra pe o perioadă de 3 luni. STS va fi astfel singura instituție abilitată să copieze înregistrările și la împlinirea termenului de 3 luni să le distrugă. Ministrul de Interne Dragoș Tudorache le-a transmis astăzi prefecților că obiectivul organizării procesului electoral este acela de a avea cele mai puțin contestate alegeri. De asemenea, el a cerut respectarea întocmai a termenelor din calendarul electoral.